Da, bună România, bună seara dumneavoastră și mai ales invitațiilor dumneavoastră. Femeia asta umblă, doamna ministru al sănătății umblă din loc în loc, tot declară, tot spune, tot explică. Vă rog eu frumos, face apel la cetățeni, vedeți că este gripă, vedeți, aveți grijă, îmbrăcați-vă gros, luați pastile, faceți, dregeți. Și Radu Banciu este bolnav, motiv pentru care s-au făcut niște permutări la B1 TV, de aceea vă zic bună seara, nu vă mai zic bună ziua așa cum eram obișnuiți. În rest totul e la fel, totul e perfect, țara merge în continuare. Zice domnul Sorin Ovidiu, vântul delectează atmosfera, deschide un pic atmosfera, destinde atmosfera, așa o prezență de spirit domnia asta. Vine el așa din când în când de acolo, din închisoare, vine cu câte o declarație menită să facă lumină în țară. Zice așa, chinezii se pregătesc să cucerească lumea, americanii să cucerească spațiul, ungurii Transilvania și Dragnea DNA-ul, zice Sorin Ovidiu Vântu. Știți cum are el așa niște momente premonitorii, că mai zis el, întăriți-vă statul, puneți mâna, faceți DNA-ul ca lumea. Și uitați că s-a rezolvat, a intrat la închisoare, cred că e la a doua, a treia tură, nici nu mai știu a câta tură e domnul Sorin Ovidiu Vântu. Și vine doamna Dăncilă, astăzi aflată la Bruxelles, în compania domnului Juncker, și face și dânsa o declarație. Cred că trebuie luptat împotriva corupției, zice doamna Dăncilă astăzi, cu domnul Juncker lângă. Întrebată fiind de cei de la Financial Times. Era doamna Dăncilă într-o vervă, răspundea celor de la Financial Times. Se uita tot videle la ea, uite-o cum a ajuns a noastră, uitați-o pe a noastră unde a ajuns. Îi pune întrebări, Financial Times, era doamna acolo, cochetă, își pusese broșa, totul era în regulă, funcționa viața, era ce și-a dorit, reușise. Doamna Dăncilă, în sfârșit. Și hai să nu uităm totuși, să nu uităm că se împlinesc totuși niște ani de când nu mai este printre noi domnul Brâncuș, că altfel nu putem să-i spunem, marele artist Brâncuș, și atunci cei de la Pro TV au comemorat momentul cu această poză, sigur pare domnul Mihai Gât de acolo, dar nu, Brâncuș ar fi împlinit 142 de ani, este titlul, nu putem să chiar și sigla B1 TV, chiar ar fi prea mult pentru noi, așa, Brâncuș ar fi împlinit 142 de ani, dacă n-ar fi murit, bineînțeles, și atunci stăteam și mă gândeam la un simplu calcul, să știți că și Mihai Viteazu, domnilor de la Pro TV, ar fi împlinit vreo 460 de ani dacă nu l-ar fi omorât ăia, dacă vă aduceți aminte, mă rog. Până la urmă să știți că lucrurile stau cam așa. Și să știți că și pasarela aceea, dacă n-ar fi căzut, ar mai fi fost încă acolo. Dar hai să vedem și imagini, poza zilei. Asta nu-i poza zilei, dar este una dintre imaginile zilei, imaginile cu care România a deschis practic ziua. Cu această pasarelă, pasarela are 14 metri și 4 tone, e undeva în Ploiești și s-a prăbușit peste noi, așa cam cum se prăbușește țara asta din când în când. Părea așa, uitați-vă că ce bine stătea, ce bine atârna acolo. Chiar nu înțeleg de ce s-a ajuns la așa ceva. Bună seara, Răzvan Zamfir. Bună seara și 10 tone. 10 tone? 10 tone, ca să nu ne încurcăm. Ca să fie clară treaba. 10 tone. Prima dată au cântărit așa parțial, până la urmă are 10 tone. O zi întreagă s-a ciopărțit la această pasarelă care a dat peste cap. Dar se puteau găsi variante mai ușoare. Specialiști în fer. Da, există. Sunt specialiști în fer vechi. Păi da. Nici n-aveai timp să filmezi puțin, să iei niște ilustrații de la fața locului, deja... să intre reporterul direct, că deja se elibera, să iei șina de cale ferată. Luau și șina, adică nu doar pasarela, plecau cu toată șina. Luau și conducta. Dacă tot nu le deplasăm. Luau și portofelul, nu, asta e problema. Dar se elibera acolo terenul. Ce e foarte interesant aici e că am înțeles de la șeful poliției feroviare din Ploiești. Că altfel nu putem să-i spunem, da? Da, spun așa, cu un ton disprețuitor, că ar fi fost extrem de veche această pasarelă. Extrem de veche înseamnă din anii 70, început de anii 80. Nimeni n-a văzut-o până acum. Domnule, în Ploiești, acolo de unde ne spunea aseară doamna Cosma cu buzele domniei sale, ne spunea că tatăl său a făcut minuni în județ. Ei, a făcut minuni, dar n-a văzut că stă să cadă pasarele asta de 10 tone. De aici și mirarea, domne. De 50 de ani e acolo și n-a căzut, domne. Cum s-a nimerit asta? Deci, cum l-au scos de un circuit pe baronul Cosma, cum a căzut pasarela? Le cade Ploiești un cap. Dați-i drumul omului ăsta, lăsați-l. Lăsați-l înapoi. Lăsați-l să funcționeze. Așa ceva, Radu, nu se întâmpla pe mandatul domnului Cosma. Iertați-mă că vă spun de la obraz. Haideți să mai vedem încă o dată poza aceea. Vreau să mă întorc un pic la poză, pentru că uitându-ne la acea poză, ea dă așa o tentă a locului. Ea ne spune exact unde ne aflăm. Dacă am vedea doar poza aceasta, fără burtieră, am înțelege din capul locului faptul că ne aflăm totuși într-o țară în război, nu? Ai senzația de
Da, ceva pe final. Deci pare într-un fel zona Siria. Siria. Păi pare război ceva... împotriva corupției, Radu. Da? Război... E război împotriva corupției. În toată regula, război păi, în toată regula. În fine, iată imaginile acestea, imaginile acestea emoționante cu pasarela care ne-a căzut în cap astăzi, cum ne-a căzut doamna Andreea Cosma în emisiune ieri. Ne-a căzut pur și simplu din nimic, ne-am trezit cu doamna Cosma, bine, am sunat-o noi. Adică nu e ca... n-a căzut din nimic, am tras-o noi. Am tras-o noi, am în, tras-o în, noi emisiune. În emisiune și da. S-a împiedicat un pic și a căzut. Și doamna Cosma a răspuns la o întrebare interesantă, pentru că în partea cealaltă ea vine cu niște dezvăluiri, o să o vedeți într-o vervă a dezvăluirii. Mi-e frică să nu se dezvăluie și ea, că am văzut-o în videoclipuri ce dezvăluită. Odată se te trezești cu ea dezvăluită. Noi am lăsat-o să vorbească, n-am corectat-o nici măcar atunci când a spus că domnul Cosma senior e membru al Academiei Române. Da, i-a făcut... Doamne, a zis, nu ne luăm de atâta lucru. Nu te lași, las-o, las-o, nu mișcați. Nu e academician. Nu mișcați, lăsați-o așa. Las-o, are poveste, are de spus. A zis că stai că sunt academician, e fai, da. Nu e, da. Da. Asta să fie ultima problemă pe care o are familia Cosma. Și întrebat în legătură cu politica, poate mulți dintre noi, poate ca și vorbi repede ea, poate ne-a sprit, întreba, ea a argumentat de ce familia ei a intrat așa cu totul, cum a intrat pasarela aia pe linia de tren, s-a prăbușit pe linia de tren, așa s-a prăbușit toată familia Cosma în politica din România. Haideți să o ascultăm pe doamna Cosma ieri, explicându-ne nouă, într-un moment emoționant, de ce a intrat toată familia în politică. Doamne Cosma, dar am și o întrebare așa. Vă gândiți, mulți telespectatori nu sunt familiarizați cu dosarele familiei dumneavoastră. Normal. Și privesc așa totul de la distanță și doar imaginea de ansamblu. Și imaginea de ansamblu următoare. O să explic pe scurt ce ne-a stați să vă spun imaginea de ansamblu și după aia o explicați dumneavoastră. Vă rog. Tatăl dumneavoastră a fost președintele Consiliului Județean Prahova. Fratele dumneavoastră a fost deputat al Partidului Social Democrat. Da. Dumneavoastră ați devenit deputat al Partidului Social Democrat după ce s-au retras doi oameni de pe lista pe care figurați dumneavoastră. Nu credeți că un mesaj așa mult prea, o familie mult prea politică? Adică nu știu, poate Kennedy mai erau așa. Nu, dar ar putea fi justificată implicarea asta politică tocmai de nevoia de imunitate. Nu vă gândiți că e percepută și așa? Nu, nu. Păi atunci ce, toți vreți să faceți politică în familia respectivă? Și care e problema? La păi unii le place politica, la unii le și place va apuca sport. Subiect... La păi unii nu știu. Le place politica, la unii le și place va apuca sport. Subiect... Subit. Domne, a zis de la obraz, practic, dar mai ales de la buze. A zis așa, la unii le place politica, la unii le place asta, la unii le place așa, la unii le place la invers. La alții le place manele. Da, și... Și la alții... Le plac toate. Le place toate. Cazul de față. Le place toate la alții. Da, de la doamna Cosma explicând niște lucruri. După emisiunea a trimis un SMS pe care Răzvan nu e de acord să-l da, eu publicăm. Eu mă opun acestui... S-a opus, puteam să-l publicăm. Eu vi-l povestesc împotriva voinței lui Răzvan. Eu nici măcar nu te ascult. Să se știe că eu nu sunt de acord pentru că un SMS trimis către mine, un SMS trimis către mine. Păi acum, ce corespondență publică păi ai și tu? Ea dezincriminează totuși acest proces de a publica lucruri intime, că și-a publicat niște discuții intime și la un moment dat a întrebat dar nu le place la moderatorii buzele mele, a întrebat cred că a zis moderatorilor. Moderatorilor. Cred, da. Crezi tu? Eu, așa mi se pare normal. Nu le place? L-a întrebat pe producătorul nostru, dar nu le de ce a fost întrebarea aceea pe care haideți să o ascultăm acum din nou? Că am întrebat și în legătură cu buzele, am vrut să ridic și această problemă pe care la alte televiziuni multă lume are această întrebare pe buze, dar multă lume se ferește să o pună. La alte televiziuni au și ei buzele lor cu probleme. Fost artistă, fostă notăriță, actuală deputată și implicată în cel mai mare scandal din justiția română. Orice ar face, Andreea Cosma stârnește furori. Fiica baronului PSD, Mircea Cosma, este acuzată de complicitate la abuz în serviciu. Andreea a atras atenția însă și prin look-ul ei, mai ales că deputata PSD a suferit mai multe intervenții chirurgicale. Să știți că dacă n-ați fi intervenit asupra buzelor și ați fi avut o apariție așa cum era, ați fi fost mult mai credibilă. Adică, într-un fel, să știți că aveți acest prejudiciu. Andreea Cosma a explicat în premieră de ce a ales să recurgă la ajutorul esteticienilor. Păi și aici nu avem când a explicat. Avem doar când am întrebat-o, dar nu avem când a explicat ea. De ce a ales să recurgă la... Am cenzurat-o pe doamnă. Am cenzurat-o? Ce mare chestie. De ce a explicat? Nu, femeia a explicat. Nu interesează, era doar întrebare esențială. Că la unii le place, unora le place, la unii le place jazz-ul, la unii...
unii le place. Explicația a avut un moment de ăsta în care a... A spus orice femeie poate face modificările pe care le consideră și e doar o chestiune de gust. Unora le place ceva, altora le place altceva. Noi am conchis că procurorului Portocal în mod cert i-au plăcut noile buze. Ceea ce până la urmă a contat cu adevărat în viață și în fine. Și în evitarea pușcării. Da, ce interesant este, hai să dăm momentul, că asta e important. Hai, dă finalul ăla important, ăla care explică doamna Cosma, pune lucrurile în ordine până la urmă. Că multă lume are această întrebare pe buze. Dom'le, de unde această proeminență până la urmă? Că mi se pare că pare aproape exterioare ei. Deci pare că apar buzele întâi și la 10 minute apare și doamna Cosma. Cu, bineînțeles, cu niște dezvăluiri. Fiecare femeie are dreptul să-și facă ce vrea, da, pentru da, că nu contest, nu da. Este penal. Nu, fiecare bărbat are dreptul să o placă sau nu, în funcție de plăcerile lui și de propriile lui, știu eu, fiecare are impresia lui și părerea lui. Da, deci practic s-au lămurit lucrurile, în schimb a fost o întâmplare cumplită, s-a petrecut în Parlamentul României astăzi. Haide, domnule, a apărut domnul Bichineț acolo în această situație, da, în acest context. De unde atâta, nu știu, pudibonderie? La noi când ne uităm la domnul Bichineț. Domnul Bichineț care l-a întrebat, citez, pe domnul Bacalbașa dacă i-a spart cineva rozeta când a trecut în vas lui, am încheiat citatul, ne șochează acum că întreabă dacă a fost doamna Cosma paradită de procurorul Portocală. Păi nu am niciun fel de reținere să spun. Am găsit cuvântul paradit unde? În stenograme. Da. Am găsit cuvântul paradit în declarațiile doamnei Cosma. Am găsit cuvântul paradit în toate articolele de ziar care relatau cazul Ploiești. E ne miră că pronunță domnul Bichineț cuvântul paradit de la tribuna Parlamentului. Dar și paradigmă ar fi interesant de folosit. Fiind filozof, da, jonglează cu termenii. S-au spus lucruri mult mai mizerabile și s-au făcut lucruri mult mai spurcate în Parlamentul României, da, dar asta sigur nu înseamnă că încurajăm genul ăsta de întrebări retorice ale domnului Bichineț, pe care nu trebuie să le ascultăm. S-a certat cu colegul nostru de la B1 TV, cu Botin, s-a certat cu domnul Botin. A fost balamut mare. S-au făcut reciproc nesimțit și și-au închis telefonul. Asta nu înseamnă că s-au certat. Nu s-au jignit. Eu l-am făcut pe el dobitoc, el m-a făcut cu mine. Handicapat. Dar nu s-a ajuns la jignit. Hai să vedem. Citat în Gigi Becali. Da. Cască, erau dubii. Domnule, haideți să terminăm odată cu lecțiile despre penali care, domnule, în țara aceasta, cum suntem, colegule, nu e exclus ca cineva să supere pe dumneata și într-o zi să te umfle de aici cu tot cu mirul pe frunte. Este colega noastră aici de la PSD, care a devenit vedetă națională, Cosma. Este cumva aici? Că vrem să știm până la urmă. Băi, vreau, am o nedumerire, nu masculină, nu de ordin freudian. Până la urmă, acel păcătos Portocal, care s-a dovedit ce a fi un bărbat foarte prost, a paradit-o sau n-a paradit-o? Da, domnul Bichineț a tras un training pe domnia sa. Ați văzut că oamenii în general acolo, de bine de rău, apar în niște costume. Dânsul era într-un training sau așa mi s-a părut, că așa părea. Sau poate era cu canadiana, vrea să plece și l-a prins discursul pe final. Avea o jiletcă peste cămașă. Nu asta e problema. Problema, și ăsta e un reproș pe care îl fac domnului Bichineț, e că dacă tot e pasionat de soarta doamnei Cosma, da, să-i urmărească și intervențiile. Că noi aseară am lămurit problema paradigmei. Da, noi am întrebat-o, domne, ce ți-a cerut procurorul Portocală să faci, ce ai făcut ca să eviți pușcăria? E și o melodie celebră, fac tot posibilul să evit pușcăria. Da. Poate doamna Dea, cum era cunoscută sub numele de scenă, fiind în zona asta muzicală, și-a asumat acest principiu. Dar oricum s-a intrat pe zona lui de expertiză, de zona lui de acoperire, pe zona lui. Adică dacă s-ar fi vorbit despre istorie, s-ar fi ridicat unul care se percepe la istorie. Când se vorbea, când subiectul a ajuns în maniera aceasta, în teritoriul acesta, a simțit nevoia unul ca Bichineț să zică niște lucruri. Adică a intrat pe zona lui de acoperire. Asta este motivul pentru care s-a iscat acest discurs. În fine, când vorbim despre legile justiției, când vorbim despre lucrul acesta, se ridică cei de la USR. Își pun costume, ați văzut cum sunt aranjați, pardosiți, cu tare, se duc la... Se ridică, dar nu stau mult în picioare. Da. Îi așează la loc Curtea Constituțională. M-am cam lămurit și cu USR-ul ăsta. Știți că a fost o discuție legată de contestarea legilor justiției la CCR. Și cei de la USR erau supărați că nu aveau numărul suficient și că nu sunt ajutați, i-a dat mai balamucu, că nu sunt ajutați de colegii din opoziție de la PNL să depună aceste, până la urmă,
sesizări la CCR. Între timp a venit și răspunsul CCR-ului. Domnul Dirică de la USR, bună seara. Senator. Senator. Bună seara, domnule senator. Ei, pe scurt, am înțeles că astăzi Curtea Constituțională v-a respins toate cele trei sesizări. Nimic nu îi se pare în regulă Curții Constituționale. Adică legile justiției sunt în regulă, nu? Nu, atenție. Curtea Constituțională nu a intrat pe fond, nu a analizat cererile noastre și s-a oprit asupra două motive. Două dintre cereri erau semnate de... aveau trei semnături din cele minim pe care trebuia să le adunăm, care practic erau trei senatori de la PNL care au semnat și sesizarea PNL și sesizarea USR, ceea ce nu aveau dreptul. Și au semnat prea mult. Exact. Practic, nu ai dreptul să sesizezi de două ori Curtea Constituțională pentru aceeași lege pe două cereri distincte. Și peneliștii nu știau că au mai sesizat toată Curtea sau asta e modul lor de a-l face blacul PSD-ul? Colegii noștri au dat dovadă de bunăvoință și au semnat această cerere chiar în această situație. Deși au fost puțini care au semnat în cele din urmă. E nevoie de mai mult de bunăvoință ca să faci o poziție reală. E nevoie și de puțin cap. Le-am cere colegilor de la PNL, colegilor dumneavoastră de la PNL și un pic de minte. Dar mă rog, asta e. Ce mai puteți face acum după ce a fost respinsă această sesizare? În acest moment, practic, legile s-au întors. Săptămâna viitoare vom începe dezbaterea în faimoasa comisie, așa numită Comisia Iordache. Vom analiza din nou și vom încerca să punem în acord articolele pe care Curtea Constituțională le-a constatat ca neconstituționale, urmând ca după aceea să avem un nou termen în care să putem depune aceste sesizări. Și în acest sens am primit asigurări că vom primi toate semnăturile necesare. Dar am o întrebare așa, nu știu cât o să puteți răspunde, că ca politician sunt niște limite la ale discursului. Dar vă întreb, dumneavoastră așa văzând componența Curții Constituționale, aveți senzația vreodată că oamenii ăștia, din Curtea Constituțională, repet, conduși de Valer Dorneanu, mai amintim cât de PSD-ist e Valer Dorneanu, că n-a fost decât președintele Camerei din partea PSD, vicepreședinte al Partidului Social Democrat și multe alte demnități PSD-iste. E, vă întreb, credeți că vreodată acești oameni de la Curtea Constituțională vor spune, da, aveți dreptate, legile justiției nu sunt în regulă? Foarte multe dintre sesizările noastre, atunci când am primit motivarea, am văzut că deciziile au fost adoptate cu 7-1. Cred că înțelegeți care e acel vot care ne dă dreptate de fiecare dată sau de cele mai multe ori. Așa. Aici o chestiune care ține de funcționarea unui sistem mai presus de altceva. Dacă consider și cred și doresc să cred în continuare, sper să nu fiu idealist, că da, vor fi acceptate anumite critici ale noastre și poate... Credeți și nu cercetați. Care e votul ăla? Livia Stanciu sau domnul Moran? Livia Stanciu. Da, perfect. Da, vreau să trag o concluzie asupra acestei chestiuni. Deci, practic, dumneavoastră a sesizat Curtea Constituțională pe un viciu de procedură, iar cei de la Curtea Constituțională au respins această sesizare, tot pe un viciu de procedură, nu? Înțeleg că asta e. Da, într-adevăr, ca o concluzie. Curtea Constituțională sunt ușor dezamăgit pentru că astăzi a și legiferat într-un fel. Da. Practic, noi puteam să sesizăm depășind termenul de 2 zile și de 5 zile, până în termenul în care președintele urma să facă sesizarea. Acela este termenul de 20 de zile. Dar acel termen încă nu curgea, pentru că legile nu au ajuns la președinte pentru a fi promulgate. Ori, în doctrina juridică există foarte multă doctrină în acest sens, în care spune că până legile nu ajung acolo, acest termen nu poate fi calculat. Dar astăzi Curtea a stabilit că termenul acela de 20 de zile, chiar dacă legile nu ajung la președinte, el începe să curgă din prima zi când legile ajung la când legile au fost adoptate. Bun, vom vedea. Urmărim subiectul. Mulțumim, domnule Dircă. Vom vedea cum s-au mai întâmplat lucrurile în zona aceasta. Tot astăzi a apărut domnul Teodorovici. Adică a apărut mai de mult. Nu, el a apărut astăzi în mod special. Astăzi așa cum a apărut și săptămâna trecută.
Apare o dată pe săptămână. Așa cum apar probabil, dar nu mai mi-aduc aminte, și acum două săptămâni, să spună mâine, dar de fiecare dată zice mâine, vom rezolva problema cu indemnizațiile, gata, deci ne apucăm și rezolvăm această chestiune mâine. După care, mesajul pentru mame. Da. Miercuri e mesajul pentru mame. Miercuri e mesajul. Miercuri e un mesaj pentru mame. Stimate mame. Da. Mâine e joi. Păi mâine vine, nu vine e joi, mâine. Mâine este... Joi rezolvăm. Da. Joi rezolvăm. Joi... Totul e sub control, stimate mame. Da. Joi guvernul va rezolva această problemă. Dar ce seamănă ăsta mic cu dumneavoastră? Și că observa că domnul Teodorovici are așa o metodă de a-ți... Îți lansează așa un fel de răspuns, un damf de răspuns. Și după aia se duce în alte zone. Păi o plimbă, stabilitate, da, nu știu, dar ce bine v-ați revenit după sarcină, dar ce bine arătat. Și... Puh, să nu văd de ochi. Nu mai ieșiți în casă chiar deloc? Nici măcar un club de când în când? Da, domnul Teodorovici a zis săptămâna trecută că rezolvă această chestiune și va intra pe ordinea de zi a guvernului. A apărut purtătorul de cuvânt al guvernului săptămâna trecută și întrebat în legătură cu această chestiune, dar nu s-a pus problema să discutăm așa ceva. Părea și o treabă neserioasă. Deci era chiar intrigat purtătorul de cuvânt al guvernului, nu al doamnei Dăncilă, deci practic al guvernului. Era chiar intrigat, domnule, nu s-a pus problema. Hai să-l ascultăm pe domnul Teodorovici astăzi. Asta privind concediile maternale și cele de medicale? Mâine, joi. Da? Actul normativ, mâine. Cum se pare amendamentele? Da, mâine joi omul era aranjat, era chipe și era gata de acțiune. Nu știu dacă putem să focusăm așa. Eu am dat, de-a lungul acestei perioade, am dat mesaj domnului Teodorovici și l-am invitat să intre la noi în emisiune. Domnul Teodorovici, am remarcat care are această caracteristică principală. Domnul Teodorovici intră doar în emisiunile în care îi se pun întrebări concesive. Este genul acela, până la urmă, de politician. E un fel al politicianului român care nu merge decât unde se pun întrebări din acestea care clădesc totuși discursul, care nu încurcă niciun fel discursul. Am văzut și la Andreea Cosma. Este un fel de Andreea Cosma, domnul Teodorovici. Ieri, de exemplu, se ofuscase domnul Andreea. Dom'le, dar mă întrebați despre chestiile astea, mă întrebați-mă de proces și gata, am închis, altfel închid telefonul. Deci există un fel al politicianului român de a fi, îi pui numai întrebări care îi convin. Câtă vreme nu îi pui întrebările care îi convin, dom'le, închide telefonul și am terminat discuția. Deși el este plătit... Mi-ai descoperit politicianul român. Da, tu trebuie să... Deci eu o să-mi notez chestia asta. Tu de la mine nu mai vezi niciun SMS. Deci tu, secretul corespondenței. Bă, da, nu, secretul corespondenței pentru tine. Eu vreau să vă arăt mesajul pe care l-am trimis eu, că nu mi-a răspuns. Să vă arăt mesajul către Teodorovici. Da? Să vă arăt mesajul de la Andreea Cosma. Secretul corespondenței. Noi doi vorbim doar prin apeluri. Bă, să știți că eu sunt așa un fel de om care ține mai puțin secrete. Sunt genul acela care când aude ceva dă să și zică pe post chestiile astea. Sunt mai greu de menținut așa într-o matcă. Sursele tale în momentul de față jubilează. Și atunci o să întreb, domnul Teodorovici, asta vorbiți doar la televiziunile care fie pun întrebări din acestea concesive, că altfel nu pot să le numesc, sau la televiziuni care sunt în insolvență, dumneavoastră fiind ministrul al finanțelor, care la audiere a spus că trebuie să rezolve această problemă a insolventelor ăstora de 10 ani. Deci dumneavoastră vorbiți doar la televiziunile care sunt în insolvență sau la televiziunile unde mai cunoașteți o fată pe acolo, mai, nu știu, poate... și o cunoașteți mai bine decât așa. Adică poate, adică nu doar o cunoașteți, sper că așa cunoașteți noi, da, poate o cunoașteți ceva mai bine, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Vedeți că eu sunt genul acela care și spune când se enervează și să știți că m-am cam enervat un pic pe dumneavoastră, adică nu-mi place dau mesaje așa. Dumneavoastră trebuie să lămuriți niște lucruri. Apăreți tot timpul așa ca un filfizon la televizor, ziceți, vorbiți 3 minute degeaba, după care dispăreți ca măgarul în ceață și după aia nu mai aude nimeni nimic de dumneavoastră. Eu v-am dat mesaj într-un tip de respect față de un om care a venit să rezolve, nu știu dacă ați remarcat, domnul Teodorovici a venit să rezolve treaba. Domnul Teodorovici rezolvă chestiunea. Domnule, haideți că o rezolvăm, haideți că o facem, că o dregem. Până la urmă, omul ăsta nu pare a rezolva mare lucru și atunci îmi intră așa un pic în zona de atenție. Și l-ai trecut pe Teodorovici pe lista aia neagră. Nu, dar mă enervează, mă, Răzvane. Și noi avem liste de astea paralele. Eu sunt cu Bacalba, da. Așa, cu ăsta la altul, da, așa el e frumos. Nu mă înțelegeți greșit. Tu ești supărat că nu se răspunde la telefon, Teodorovici. Bă, față de Mișa, pe care îl putem asemui foarte ușor cu... așa? Bă, ăsta măcar așa aspectual, așa cât de cât ca prezență. Nu ne dă gust, fac apel la retorica doamnei Cosme. Mai rezonabil un pic. Dar sună-l cu număr ascuns. Da. Te gândi să faci asta? Sau dai un SMS. Da. Sunt... cine are emisiune pe Tronson cu noi ca să putem să... Da. La realitatea cine, de exemplu? Denis Rifai.
Sunt Denis Rifai. Răspunde la telefon. Eu garantez că domnul Teodorovici... Păi și tu poate răspunde. Va întreba, păi ce ți-ai schimbat numărul așa? Sau dacă sunt cu secret... Intru în direct acum. Bun, să lăsăm pe domnul Teodorovici, care mâine de rezolva problema mămicuțelor, cum spunea. Am vrut doar să vă salutăm, domnul Teodorovici, și avem așa un fel mai contondent de a saluta oamenii la televizor. Da. Te blochează. Aici noi salutăm și pe domnii de la care se ocupă de cum se numește, că și-au tot schimbat denumirea de drumurile acestea ale noastre. CNAIR. Drumurile noastre toate. CNAIR, mă rog, și-au tot schimbat denumirea. Și iată un moment de hărnicie al lor petrecut în județul Dolj. Am văzut toate aceste imagini cu emoție, în care și-au dat seama, bă, trebuie să asfaltăm drumurile. Și s-au gândit, bă, nene, dar plouă acum, chiar poate nu-i momentul de o asfaltare. Acum am timp. Păi, dar stai un pic, că se uită pe, când te uiți pe, s-a uitat la meteo, de exemplu, au constatat că va ploua două săptămâni de acum înainte. Nu mai asfaltăm. Păi, nu putem opri asfaltarea. Asfaltăm așa. Da. Asfaltăm acvatic. Hai să vedem se naște imagine. În apă, nu putem noi să asfaltăm pe ploaie? Hai să fim serioși și impedimentele astea pentru neputincioși. Tommy Daddy. Da, iată hărnicia aceasta a lucrătorilor de la CNAIR. Nu? Hărnicia prostului am numit-o noi. Da, să ne ferim de ea. Să ne ferim de hărnicia prostului. Putem să considerăm aceste imagini că mai bine o lăsau baltă. Adică era clar, uitându-ne aceste imagini, la asta mă ducea cu mintea, bă, nu mai bine o lăsăm baltă și terminăm povestea. Au lăsat-o în baltă. Au lăsat-o în baltă. Era o groapă acolo, părea așa, o groapă... Umplută cu apă. Da. Pe care au asfaltat-o. Da. Fără să o golească. Nu. Dar nu e prima dată când se asfaltează pe ploaie. După care avem senzația că, dom'le, e lucru de mântuială sau poate e nevoie de lucrări suplimentare. Noi am zis că e vorba de hărnicia prostului. Da. Dar adevărul e că nu sunt proști oamenii ăștia, dom'le. Oamenii ăștia au găsit o suveică prin care fac bani. Ideea e să faci treaba prost, ca să o poți face de multe ori, ca să-ți iei comisiuni de fiecare dată, ca să poți să direcționezi o șpagă așa cum trebuie de mai multe ori și îl salutăm pe Ștefan Drăgăș. De la Capital, bună seara! Bună seara, băieți! Da. Bună seara, uite, ne uitam, ai urmărit imaginile, l-ai văzut, Ștefan? Am văzut imaginile, de vreo zi, două circule aceste imagini, doar că eu vreau să vă punctez un lucru foarte important și serios în același timp. Îmi pare rău să aud asta, da. Există metode de asfaltare, de plombare în România, în România, și pe timp de ploaie sau zăpadă sau astfel de vremuri, ca să spun așa. Există metode, dar nu aceasta e metoda. Deci ei dacă ați întreba specialiștii drumarii companiei de drumuri, v-ar preciza faptul că acel asfalt, acea mixtură, e extraordinar de bună și undeva până de Paști acea groapă e astupată. Da, perfect. Asta chiar e ceea ce ne dorim până la urmă. Asta e logica. Basta, acum compania de autostrăzi derulează o licitație sau două, cel puțin pentru drumurile din jurul capitalei, din administrarea RDP București, pentru plombări de vreo câteva zeci de milioane de euro. Sper ca pe centura capitalei, cel mai important drum al României și al bucureștenilor, și pe drumurile cele mai importante din zona capitalei, să nu vedem băieții ăștia. Și vreau să vă mai spun un lucru interesant. Mi-am adus de aminte de ceva. Știți care e cel mai bun drum din România? Drumul, ultimul drum. Drumul... Nu. Cel mai bun drum, din toate punctele de vedere, asfalt, marcaje, indicatoare, siguranță, tot ce vreți voi, da? Este drumul național București-Alexandria. Aha, deci către casă, cum ar veni. Da, drumul către casă este cel mai bun drum. Am întrebat compania de drumuri, care e cel mai bun, care îndeplinește toate criteriile și drumul național București-Alexandria este cel mai bun drum din România, să știți. Ștefan Nedveș, mulțumim tare mult pentru intervenție. Luăm 2-3 minute de publicitate, după care ne întoarcem cu ceva cumplit de tare.